Bună seara și bine v-am regăsit. Continuăm seria de dezbateri electorale. Eu vreau să fiu președinte. În studio se află astăzi domnul Valeriu Ghilețchi, candidat independent. Bună seara. Bună seara, bine ați venit. Ar fi trebuit să vină domnul Dumitru Ciubașenco, candidat al partidului nostru. A venit în locul său domnul Ilian Cașu. Bună seara și bine ați venit. Bună seara. Aș fi vrut să-l văd pe domnul Ciubașenco. Și doamna Ana Guțu, candidat al partidului Dreapta. Bună seara și bine ați venit. Bună seara. Regulile sunt foarte clare. Vi le aduc la cunoștință, aveți în total 10 minute, timpul se scurge de la minutul 10. Aveți grijă la el, aveți grijă la timp, pentru că veți avea dezbateri între domniile voastre, veți răspunde la întrebările noastre și ale domnului Vasile Botnaru. De asemenea, dacă în timpul dezbaterilor, cronometrul unui candidat, dacă acel candidat va fi întrerupt, cronometrul său se oprește și va putea beneficia ulterior de timp, așa că nu vă temeți, puteți interveni în discursul celuilalt. Candidații sunt prezenți în studio în ordinea tragerii la sorți. Acestea fiind spuse, începem cu domnul Ghilețchi. Domnule Ghilețchi, de ce ar trebui să vă votăm? Stimați cetățeni, pe data de 4 martie 2016 am mers în fața Curții Constituționale, am prezentat o sesizare în baza căreia Curtea Constituțională a decis să ofere din nou dreptul cetățenilor Republicii Moldova să aleagă în mod direct președintele. Astăzi stau în fața dumneavoastră ca și candidat la această funcție. Sunt convins că împreună putem face o țară mai bună. Inima fiecărui din noi este un vis, visul de a trăi fericiți în țara în care ne-am născut. Din păcate, acest vis este departe de a fi o realitate. De mic copil, părinții m-au învățat că pacea este cel mai important lucru, dar pentru a avea pace cu cei din jur, este important să ai pace în familia ta. Sunt convins că țara noastră este ca o familie. O țară puternică este o țară unită. Vreau, participând în aceste alegeri, și ulterior, devenind președinte a Republicii Moldova, să facem țara noastră să fie o țară unită, puternică și prosperă. Colegii de la știri au pregătit și un material de prezentare a candidatului Valeriu Ghilețchi. Vă invit să-l vedem împreună. Candidatul independent Valeriu Ghilețchi este de profesie inginer radio și telecomunicații, este episcop al Uniunii Bisericilor Creștine Evanghelice Baptiste din Moldova și președinte al Federației Baptiste Europene. A fost deputat din 1998 până în 2001 din partea Partidului Forțelor Democratice. La alegerile din 2001 a candidat independent, dar nu a intrat în Parlament. În 2009 devine deputat pe listele PLDM. În 2011 s-a abținut de la votarea legii antidiscriminare, condiția Uniunii Europene pentru abolirea regimului de vize. Atunci Ghilețchi declara că această lege deschide o portiță pentru promovarea drepturilor minorităților sexuale. În 2013 a fost unul dintre autorii unui amendament controversat prin care urmau să fie pedepsiți cei care propagă pedofilia, pornografia sau alte relații decât cele legate de căsnicie și familie în conformitate cu Constituția. Modificarea a fost anulată la câteva luni de la votare. În 2015, Ghilețchi a fost propus la postul de ambasador în Statele Unite. Potrivit unor surse, anume din cauza amendamentului respectiv, el nu a reușit să ajungă diplomat la Washington. În 2016, alături de 7 deputați din PLDM, a votat pentru guvernul Filip, iar câteva luni mai târziu a fost exclus din partid. Liberal-democrații au sugerat că cei 8 ar fi fost șantajați de democrație. Renato Usati a declarat chiar că aceștia ar fi fost plătiți de Vlad Plahotniuc pentru votul lor. Deputații au negat acuzațiile. Așa, au apărut niște întrebări după această prezentare. Precizez că documentarea este făcută de către colegii de la Radio Europa Liberă. Împreună cu ei realizăm aceste dezbateri. Dacă aveți vreo replică, dacă nu, să știți că eu am întrebări pe marginea acestei prezentări. Putem trece? Da, o scurtă replică. Da? Eu am fost episcop al Uniunii Bisericilor Creștine Evanghelice Baptiste, de asemenea am fost președinte al Federației Baptiste Europene, adică dețin aceste titluri doar din punct de vedere onorific. Nu mai sunt astăzi, din punct de vedere executiv, nu dețin asemenea titluri. Așa. Mergem mai departe. Domnul Cașul reprezintă pe domnul Ciubașenco. Pe noi ne interesează domnul Ciubașenco, pentru că domnia sa vrea să fie președinte. Emisiunea se numește Eu vreau să fiu președinte. Unde este domnul Ciubașenco și de ce nu ne-a onorat cu prezența astăzi? Invitațiile au fost trimise săptămâna trecută, marți. Oameni buni, bună seara! Sunt Ilian Cașu, reprezint echipa domnului Dumitru Ciubașenco și răspund acum în direct. Este din motive obiective. Domnul Ciubașenco la moment se află la o întâlnire cu concetățenii noștri din Ștefan Vodă. Transmisiunea este live și poate fi privită și de colectivul postului ProTV pe site-ul ru1.md.
Deci a fost o întâlnire programată cu câteva săptămâni înaintea tragerii la sorți pentru dezbaterile ProTV, din respect pentru postul care organizează aceste dezbateri, dar și pentru dumneavoastră, ca totdeauna. Deci eu îl reprezint pe domnul Cibașenco. Noi venim cu un mecanism simplu, dar foarte eficient de dizolvare a Parlamentului, care este capturat în ghearele dictaturii plahotniuchiste și în locul domnului Cibașenco acum voi da citirii decretului numărul 1 privind dizolvarea Parlamentului într-o executare a voinței cetățenilor exprimate în alegerile președintelui Republicii Moldova în temeiul articolului 2 alineatul 1, articolul 38 alineatul 1, articolul 39 alineatul 1 din Constituția Republicii Moldova și al articolului 76 alineatul 3 din Codul Electoral. Președintele Republicii Moldova decretează 1. Parlamentul de legislatura 20-a se dezolvă, 2. Se stabilește data alegerilor parlamentare anticipate, decretul 3, prezentul decret, intră în vigoare la data publicării. Unde mergem în țară? Noi citim acest decret și prin votul dumneavoastră masiv, votul dumneavoastră masiv pe 30 octombrie, practic va însemna o semnătură pe acest decret cu care, la sigur, domnul Cibașenco îl va semna și vom dizolva Parlamentul. Domnule Cașu, nu pot să nu vă întreb ce valoare va avea acest decret. Există în lege câteva situații în care președintele poate dizolva Parlamentul. Președintele, nu știu... Am făcut trimitere, noi ne-am consultat cu experții în drept constituțional la articolele pe care le-ați auzit. Eu, pentru mulți stimații mei concetățeni, vreau să explic un pic ce înseamnă aceste articole. La modul practic, eu am făcut trimitere la articole 2, de exemplu, care spune că poporul este suveran, 38, care spune că puterea aparține poporului, 39, asta înseamnă care... referendum. 39, nu vă grăbiți, doamna Boxa. 39 care spune că poporul participă la gestionarea treburilor în stat. Noi suntem într-o situație fără precedent, unde instituțiile statului sunt capturate, subjugate și servesc interesului unui singur om, plahotniuc și cercului său de încredere. Ele sunt în afara cadrului constituțional, de aceea este misiunea președintelui ales direct, cu mandat, cu o legitimitate enormă de a reîntoarce aceste instituții capturate în albia constituțională. Să știți că eu tot n-am priceput cum la modul practic se întâmplă asta. Aș înțelege dacă ar fi un referendum în baza căruia populația cere asta și dă vot de neîncredere Parlamentului. Am văzut și din documentarea colegilor de la Europa Liberă că la fel presa nu prea a înțeles cum la modul practic se întâmplă. Mergem mai departe. Dacă, principalul telespectatorii să înțeleagă, dumneavoastră aveți dacă eu n-am atâta minte, și... ce să fac? Nu trageți. Nu, dumneavoastră, păi, eu n-am spus dacă... lucrul ăsta și nu-mi puneți... Nu, domnule Cașo. Exact. Evaluările sunt subiective ale dumneavoastră, doamna Bogza. Dacă nu înțelegem... Este foarte, foarte, foarte clar. Noi, cetățenii, înțeleg ce înseamnă asta. Dacă dumneavoastră nu înțelegeți, este care problema este dumneavoastră. Care este prerogativa șefului statului care îi permite ca să vină și să dizolve Parlamentul? Doamnă Bogza, dacă n-ați înțeles, mergem mai departe. Există un act al statului Republica Moldova care se numește Decizia Curții Constituționale din 22 aprilie 2013, care spune că corupția politică subminează și este cel mai mare pericol al statului de drept și al ordinii constituționale în statul nostru. Deci mai sunt un șir de acte care justifică un asemenea gest, un asemenea act pentru un președinte ales direct, cu mandat direct de la cetățeni. Da, haideți să vedem prezentarea domnului Cibașenco. Jurnalistul Dumitru Cibașenco este candidatul partidului nostru condus de Renato Usată. El a lucrat la agențiile oficiale de știri din perioada sovietică TASS și APN, mai târziu RIA Novosti. Din 90 până în 94 este fondator și redactor șef al ziarului Republica, editat de Partidul Social Democrat condus de Oazu Nantoi. Este unul dintre fondatorii agenției Infotag. Din 95 până în 2009 deține funcția de redactor șef al ziarului moldavski Vedomosti, iar din 2009 până în prezent al ziarului de limbă rusă Panorama, afacere în care este asociat cu Petru Burduja, consilier
municipal PSRM. În 2009, Ciubașencu a candidat la parlamentare pe listele PLDM pe poziția 25-a, fără să fie membru de partid. Tot atunci a fost decorat cu Ordinul Republicii de Mihai Ghimpu. Peste un an anunță că renunță la distincție pe motiv că nu vrea același ordin cu președintele georgian Mihail Saakashvili, pe care l-a acuzat că promovează o politică antirusă. Din funcția de purtător de cuvânt al Partidului Umanist condus de Valeriu Pasat, candidează pe poziția 5-a pe listele partidului la parlamentarele din 2010, dar nu trece în legislativ. În campania din 2014, ziarul Panorama, condus de Ciubașencu, a apărut în ediții speciale dedicate în totalitate promovării lui Renato Usatăi. Potrivit rapoartelor CEC, partidului Usatăi a plătit publicației peste 2 milioane de lei pentru publicitate. Tot Usatăi l-a propus candidat la președinție din partea partidului său. Domnul Cașu spune că vrea să facă o precizare. Da, sigur că vreau să fac. Ați menționat sursa, este Europa Liberă și văd o abordare părtinitoare, mai ales la elementul din această povestioară cu returnarea Ordinului Republicii președintelui interimar de atunci, Mihai Ghimpu. În primul și în primul rând, Ciubașencu n-a vrut să fie cumpărat, n-a vrut să-și vândă tăcerea lui Mihai Ghimpu și a fost un gest fără precedent când în istoria recentă a Republicii Moldova, când cineva returnează în alta distincție în stat, făcând abstract și renunțând și la cele 500 de lei sau nu știu cât se cuvine la pensie, demonstrându-și încă o dată integritatea și demnitatea. Au mai fost precedente, doamnă Cașu. Mai sunt și alți care au refuzat la ordin. Da, acolo a mai fost o precizare că în Panorama i s-a făcut publicitate exclusiv lui Renato Usatăi. Asta este problema respectivei publicații. Dacă este să vorbim despre a vinde sau nu a vinde, cred că domnul Ciubașencu este în măsură ca să spună mai bine cum stau lucrurile. Panorama a făcut, și alți actori politici au făcut, știți foarte bine, publicitate în acest ziar. Doar înțeleg din ce considerente subliniați anume acest aspect. Asta a fost la fel în Europa Liberă. A spus același lucru. Colegii Europa Liberă nu este adevărul absolut. Adevărul absolut este Dumnezeu. Numai Dumnezeu, domnul Ghilețchi poate să confirme, dar Europa Liberă nu este Dumnezeu. Da. Și au săptămâna și viitoare o să ne întâlnim cu domnul Botnaru de părtinitate și va avea și o replică, și probabil. Bat în anumiți actori din considerent geopolitic. Haideți să vedem, doamna Guțu este împreună cu noi, doamna Guțu, aveți cel mai mult timp, dumneavoastră aveți 10 minute, încă nu ați început să vă folosiți timpul, de ce să vă votăm? Emisiunea dumneavoastră are drept generic, eu vreau să fiu președinte. Pentru mine aceasta ar suna altfel, eu trebuie să vreau să fiu președintele Republicii Moldova, fiindcă de curând am fondat împreună cu o echipă de tineri unioniști un partid politic și este unicul partid politic care în statutul și în programul său are propuneri foarte punctuale pentru realizarea acestui deziderat. Pentru noi unirea este un proces și participarea noastră în această campanie prezidențială este în primul rând pentru a testa ideea unionistă în Republica Moldova și pentru a testa posibilitatea coagulării tuturor cetățenilor care au aspirații pro-românești și unioniste în jurul unui partid puternic care la alegerile parlamentare următoare, fie anticipate, fie ordinare, să formeze un grup parlamentar unionist. Reșind din atribuțiile foarte exacte ale președintelui Republicii Moldova și trebuie să ținem cont de ele, președintele Republicii Moldova, conform articolului 86, poate să promoveze, are dreptul să facă politică externă și din această perspectivă îmi propun că vectorul politicii externe pe care o voi duce va fi în exclusivitate vest. El va trece prin București, Washington și Bruxelles și alte capitale europene. De ce avem nevoie de promovarea necesității unirii Republicii Moldova cu România pe arena internațională? Fiindcă internaționalizarea problemei unire este un factor foarte important în decizia care va urma ulterior pentru a ne uni. De asemenea, propun și alte inițiative legislative pe care le voi putea face în calitate de președinte, de exemplu, dezofșorizarea sistemului financiar bancar sau reglementarea sistemului de pensionare în Republica Moldova prin interzicerea pensiilor speciale sau revigorarea sistemului judiciar prin atragerea a unor persoane mult mai competente din DNA-ul românesc ca să facă ordine aici în Republica Moldova sau multe alte inițiative legislative, precum o nouă legislație
legislație lingvistică sau legea lustrației, prin care am putea să condamnăm cei care au turnat bunicii și părinții. În perioada noștri, în care, eu știu, ați avut puterea de a schimba lucrurile. Da, am făcut aceasta. Ați făcut aceste inițiative. Ați încercat să... N-am fost președintele Republicii Moldova. În calitatea mea de deputat. În calitatea mea de deputat al Parlamentului Republicii Moldova, am avut mai multe inițiative ce țin de identitatea noastră românească. În 2011 am obținut prin lege posibilitatea de a ne declara români în actele de stare civilă și în 2013, în martie, atunci când era plină criză politică, am sesizat Curtea Constituțională. Urma acestei sesizări, declarația de independență a Republicii Moldova a fost constituționalizată și există un pasaj foarte interesant în această declarație care spune că cetățenii Republicii Moldova au dreptul să-și hotărască viitorul în conformitate cu idealul devenirii lor naționale, culturale, etnice și așa mai departe, ceea ce, în parafrază, înseamnă unirea Republicii Moldova cu România. Da, nu sunteți singura care militați pentru unire, nici în această campanie. În această campanie este și Mihai Ghimpu, care are același mesaj, cel de unire cu România. Înțeleg că sunteți adversari în acest moment, ați fost cândva colegi, dar de ce nu v-ați unit eforturile ca să veniți cu un mesaj comun? A existat o criză politică în urma care am fost dat afară din Partidul Liberal, fiindcă mi-au fost refuzate mai multe inițiative de a promova tinerii în cadrul Partidului Liberal, de a promova aceleași inițiative unioniste și probabil că la această etapă drumurile noastre nu se intersectează, fiindcă Partidul Liberal nu și-a adus la zi conținutul programului său politic și a statutului, nu există prevederi unioniste în aceste documente regulatoare ale partidului. Au avut un congres în 2014 și nu au făcut-o, îmi pare rău. Plus că acest partid până în prezent nu s-a reformat și nu a răspuns acelor apeluri la democrație internă care s-au făcut auzite și în 2010 și în 2013 și chiar ulterior. Dar un plan de unificare aveți? Un plan de unificare a țării. Dacă veți citi programul meu electoral și programul politic al Partidului Dreapta, avem și un guvern din umbră. Programul acestui guvern cu 600 de acțiuni punctuale îl puteți urmări pe site-ul right.gov.ro. La modul practic, în sens, cum se face? Exact cum am întrebat, la modul practic, cum se dizolvă Parlamentul? Cum se face această unire, la modul practic? Unirea este un proces, repet. Și până la momentul juridico-politic de adoptare unei declarații în Parlamentul Republicii Moldova despre unificarea celor două state românești, există și perioada pregătirii, să zicem, da? În calitate de președinte unionist, ce poate face un președinte unionist? Un președinte unionist poate să apropie acest moment juridico-politic, în primul rând, prin promovarea unei politici externe adecvate. Și aceasta este cel mai important, crearea Fondului Unirii, de care avem nevoie, și începerea plăților pentru salarii, pensii, bugetarilor de Republica Moldova, deja până la momentul juridico-politic de înfăptuire a reunificării. Și acest fond, care ar trebui să se cifreze la multe miliarde de euro pentru cel puțin următorii 3 ani, este posibil de creat, fiindcă am făcut și anumite deplasări peste ocean și în instituțiile europene pentru a clarifica aceste chestiuni. Dacă are o altă opțiune... Populația și va schimba sondajele în acest moment. Populația își va schimba opțiunea din momentul în care vor fi investiții de multe, multe milioane de lei infrastructurale, instituționale, plata pensiilor și salariilor, fiindcă bunăstarea economică este pe interesul tuturor, fără nicio discriminare. Așa, sigur, așteptăm și rezultatele recensământului și atunci vom ști mai bine care este situația în realitate. Acum vă invit să vedem materialul despre doamna Guțu, realizat de colegii de la știri. Candidatul Partidului Dreapta, Ana Guțu, este licențiată în limbi străine și doctor în filologie, profesor la ULIM. A intrat în politică în 2008, iar un an mai târziu a fost aleasă deputat pe listele PL. În aprilie 2013, împreună cu alți 6 colegi liberali, l-a criticat pe Mihai Ghimpu, acuzându-l de dictatură în partid și a cerut ca Dorin Chirtoacă să preia conducerea PL. Ulterior, cei 7 au votat guvernul Leancă. Împreună cu Ion Hadârcă formează Partidul Liberal Reformator și devine copreședinte al formațiunii, care face parte din coaliția pro-europeană de guvernare alături de PD și PLDM. Mihai Ghimpu i-a numit pe cei 7 trădători și a sugerat că ar fi fost cumpărați de Vlad Filat, lucru negat de PLR și de liderul PLDM. În ajunul alegerilor din 2014, Ana Guțu a făcut parte din grupul celor care au cerut ca PLR să se retragă din cursă pentru a nu fi risipite voturile pro-europene. Ion Hadârcă nu a acceptat ideea, așa că relațiile dintre cei doi s-au răcit. Ana Guțu a ajuns în atenția publicului, mai ales pentru sesizarea de la Curtea Constituțională, care a decis în 2013 că declarația de independență se prevalează înaintea Constituției, așa că prin urmare, limba oficială în Republica Moldova este limba română. În 2015 creează Partidul Dreapta, care se declară unionist.
Așa, am văzut prezentarea, aveți o replică? O singură replică referitor la PLR. Relațiile nu s-au rocit, dar din păcate am fost dați afară din PLR cu cei mai tineri colegi care am pledat pentru retragere din curs electoral din 2014. Așa, domnul Ghirețchi are cel mai mult timp. Am niște întrebări după prezentarea domniei sale pe care nu i le-am pus atunci. Prima întrebare, de ce nu ați fost acceptat pentru postul de ambasador în Statele Unite? Colegii de la Europa Liberă au avut acolo o concluzie, ar fi vorba despre acel amendament controversat la codul contravențional. Eu am înțeles, dacă este adevărat, vă rog să precizați, dacă nu, contraziceți-mă, că nu ați primit agrementul. Este adevărat, până în prezent, Departamentul de Stat nu a dat agrement pentru numirea mea în funcție de ambasador. A fost acea scrisoare sau acel apel la unui grup de ONG-uri care au contestat numirea mea în calitate de ambasador pe motiv că am votat împotriva legii egalității, pe motiv că am venit cu acest amendament. Atunci v-ați abținut, dacă mi-amintesc. Nu, am votat împotriva. Ați votat împotriva. Am votat împotriva. Pe de altele, am luat precizare. Așa. Ați spus că m-am abținut, am votat împotriva legii egalității. Da. Așa. Și acel amendament ar putea fi și el. Înseamnă că ar un putea, motiv... Uitați-vă, există o anumită practică diplomatică la care a recurs Departamentul de Stat. Ei nu au dat un refuz oficial. Un refuz oficial, cred că ar fi scandalizat un pic exact. Situația. Nu, ei au... nu se practică. Da, nu, uneori se practică, dar mai rar se aplică un refuz oficial. Da, ei au decis prin tăcere să spună nu. Și iată, până în prezent, nu există un răspuns oficial de partea Departamentului de Stat, dar din culise se știe că acestea ar fi motivele pentru care nu s-a dat acest agrement. Acel, conform acelui amendament, care până la urmă nu a trecut, el, urmau a trecut, să fie el a fost anulat. El a trecut, da, a fost dar votat a fost, și pe urmă exact, a fost anulat. Exact. Urmau să fie pedepsiți cei care propagă pedofilia, pornografia și alte relații decât cele legate de familie și căsnicie. Aici experții au remarcat o asemănare izbitoare cu prevederile unei legi din Rusia, care pedepsește propaganda homosexuală. Eu m-am inspirat din legea Lituaniei. Așa că cei care fac comparație cu Rusia o fac din alte considerente, dar amendamentul este aproape mot-a-mot așa cum este în legislația Lituaniei. Așa. În general, sunteți... Nu ați votat acea lege, ați fost împotrivă. De ce? Am fost împotrivă, în primul rând, din cauza convingerilor pe care le am. În al doilea rând, consider că acea prevedere care a fost inclusă în legea respectivă deschide ușa pentru alte inițiative, alte tendințe pe care le observăm în anumite state europene, de schimbarea definiției familiei, de a oferi dreptul minorităților sexuale să înfieze copii și la acea scurtă, ca să zic așa, acel scurt briefing care a avut loc după votarea legii, am explicat motivele de ce nu, de ce de fapt am votat împotriva acestei legi. Și acum rămâneți pe aceeași poziție pentru că au trecut câțiva ani și nu s-a întâmplat rămân nimic. Rămân pe aceeași poziție, aceeași poziție am exprimat-o de câteva ori și în cadrul adunării parlamentare a Consiliului Europei. Deși am fost acuzat că sunt homofob, cred că e o învinuire nefondată. Dacă eram cu adevărat homofob, dacă apelam la discurs de ură, nu aș fi ajuns, așa cum și doamna Guțu împreună am fost un președinte de comisie la adunarea parlamentară a Consiliului Europei. În prezență între raportor pentru Republica Macedonia, într-o instituție parlamentară cum este APCE, drepturile omului stau în capul unghiului. Așa, regret, repet, aceste învinuiri nefondate. O altă problemă vizată în acel material este faptul că ați sprijinit guvernul Filip, l-ați votat în timp ce în stradă erau proteste masive, făcând opinie separată în partid, lucru care v-a adus excluderea din partid, de fapt. S-a vorbit despre, mai târziu, despre faptul motive, că, dar... până la urmă, așa am înțeles cu toții, nu. Că a avut legătură cu faptul că ați votat instaurarea guvernului Filip, sau nu? Nu. Deci excluderea mea a fost din alte motive. Atunci când s-au format, reformatat delegațiile noastre internaționale, a fost luată o decizie în cadrul fracțiunii. Eu nu am fost conștient, nici nu am fost informat despre această decizie. Și atunci când mi-am exprimat dezacordul cu această decizie, am fost învinuit că eu nu mă supun deciziilor fracțiunii și am fost exclus. Deci am fost exclus exact după ce s-au votat delegațiile la APC și la alte... Așa, înseamnă că nu votarea guvernului Filip a fost... După votarea guvernului Filip. Am stat de vorbă cu domnul Sterileț, colegii din fracțiune.
le-am explicat raționamentul. Păi bine, le-a explicat raționamentul. Raționamentul a fost foarte simplu. Din momentul căderii guvernului Streleț, eu am pledat în mod constant pentru participarea PRD-meului la guvernare, pentru a negocia și a avea un nou guvern. Sunt convins și astăzi că nu pot soluționa o criză generând o altă criză. Alegerile anticipate nu ar fi fost soluția și nu sunt. Dacă noi vrem să continuăm parcursul european, urma să avem un nou guvern. Nu am fost înțeles, nu am fost sprijinit, am vorbit în public despre o linie roșie pe care am tras-o și am zis, eu cred că trebuie să participăm la aceste negocieri, să spunem clar colegilor din PD, nu-l acceptăm pe domnul Plahotniuc în calitate de adică de prim-ministru. Am fost foarte transparent în deciziile mele, în cadrul fracțiunii, în cadrul Consiliului Politic Național, de aceea colegii știau de poziția mea. Am fost totdeauna consecvent. Așa. Declar deschisă runda de dezbateri între domniile voastre. Aveți cam același timp, ați ajuns cam la același timp, poate cu un minut mai mult sau mai puțin. Dacă aveți să vă adresați întrebări unii altora, să răspundeți la ele, vă rog să o faceți. Eu vreau să mă adresez oamenilor, telespectatorilor. Evident că aici în studio se pun niște accente și accentele acestea se bazează pe, evident, o neclaritate, când eu sunt convins că marea majoritate a cetățenilor Republicii Moldova înțeleg despre ce este vorba, despre un președinte ales direct de cetățeni, cu o legitimitate puternică, are în spate mandatul cetățenilor și aflându-ne într-o situație fără precedent în țara noastră, când sondajele spun că 80% țara se mișcă într-o direcție greșită, când majoritatea parlamentară a fost croită, proprietatea lui Plahotniuc, croită pe criterii de corupție politică și șantaj, atunci când statul în genere este captiv, un termen dat de Jagland în The New York Times, ceea ce înseamnă stat captiv, stimați concetățeni, este că deciziile constituționale nu se iau de către instituțiile statului, dar se au în afara cadrului constituțional, la Nobel, la Global Business Centru, în saune, restaurante și în alte părți. Și în această situație fără precedent, noi avem act Constituția și alte acte necesare care justifică adresarea președintelui Ciubașenco către națiune, are în spate cetățenii și în felul următor, printr-o metodă democratică, pașnică, ca să nu mai recurgem la proteste când Plahotniuc aruncă cu gaze lacrimogene, apropo, cumpărate tot din banii publici, să scoatem statul din captivitate, să construim un stat funcțional, bazat pe dictatura legii. Apropo de Constituție, candidatul pe care îl reprezentați, domnul Ciubașenco, vorbește despre constituirea celei de-a patra republici moldovenești, care poate fi edificată, a patra Republică Moldovenească, poate fi edificată doar după o reformă constituțională și asta după acel decret și așa mai departe, nu mai ne întoarcem. Acea reformă constituțională pentru adoptarea unei noi Constituții, în cadrul căreia trebuie aflată opinia entității găgăuze și a Transnistriei. Spuneți-vă, rog, despre ce este vorba, la ce se referă. Ce fel de opinie? Ce ar trebui să introducem în acea Constituție? Este vorba despre o nouă Constituție unde își va găsi rezolvare problema transnistreană. Evident că rezolvarea va depinde de negocierile și consultările cu un număr de actori cât mai mare, intern și extern, ca să dăm legitimitate și să fie o bază democratică acestei noi Constituții. Actuala Constituție este mutilată, a fost mutilată de către Plahotniuc și cercul său de încredere. În acea Constituție, partidul nostru și domnul Ciubașenco pledăm pentru o puternică republică prezidențială ca și formă de guvernământ, însă vom face totul posibil ca să găsim o soluție rezonabilă a problemei transnistrene în cadrul statului moldovenesc indezirabil și suveran. Eu nu risc acum să arunc în spațiu public diferite concepte, pentru că va stârni discuții. Esențial, acea rezolvare va decide de negocierile care vor, de facto, împărți prerogativele și puterea între Tiraspol și Chișinău. Așa, înțeleg că nu aveți întrebări între dumneavoastră. Da, am o întrebare, vă rog, domnul Ciubașenco, reprezentat prin domnul Cașu. Spuneți-mi, vă rog, este o manieră eufemistică a dumneavoastră de a spune că domnul Ciubașenco și partidul dumneavoastră dorește federalizarea Republicii Moldova? Eu n-am spus, partidul nostru și domnul Ciubașenco, nu știu din care sursă v-ați inspirat, doamna Guțu,
Acest termen n-a fost rostit niciodată din gura candidatului Cibașenco. El a spus într-adevăr că vorbim foarte serios de elaborarea unei noi Constituții, unde și forma de guvernament să fie foarte clară, că actualmente nu avem o republică parlamentară, așa cum spune propaganda regimului, avem un sistem mixt prezidențial-parlamentar și în cadrul acestei Constituții suntem obligați să găsim o soluție a problemei transnistrene, fără a numi termeni concreți. Eu știu la ce vă referiți, de federalizare, confederalizare și altceva. Esențial este soluția cum prin negocieri se va împărți puterea între Chișinău și Tiraspol, astfel ca statul unitar Republica Moldova să fie unul funcțional. De 24 de ani tot negociem și vedeți că nu există nicio funcționalitate. Se face primul pas, sunt politicieni integre, într-adevăr, cei care își doresc cu adevărat, pentru că dacă vorbim de problema transnistreană, nu este o problemă la nivel de oameni. La nivel de oameni, relațiile sunt foarte și foarte bune. Profită politicienii de pe ambele maluri ale Nistrului din momentul când Transnistria, de fapt, nu de iurea, s-a despărțit de Republica Moldova. Și Rusia nu are nicio implicare în aceasta. Eu vorbesc despre noastră, câte întrebări mi-ați dat? Că să vă dau și eu o întrebare, că este interminabil. Și răspunde, eu, răspunde, participarea, să-mi permiteți și mie, stimata doamnă Guțu, dumneavoastră spuneți că este participați de dragul testării ideii unire. Aici oamenii așteaptă rezolvarea problemelor grave ale statului Republica Moldova. Dumneavoastră participați în cursă doar ca să testați ideea unirii. Domnule Cașu, în așa caz, când spuneți că instituțiile Republicii Moldova sunt captive, aceeași învinuire este adresată și curții noastre constituționale? Curtea Constituțională este un lucru bine știut, controlată politic de Vlad Plahotniuc, și să știți că chiar și cu aceste alegeri parlamentare, Plahotniuc cu Alexandru Tănase, prezidențiale s-au jucat cu limita de vârstă, pentru că dacă aveam aceeași limită de vârstă ca până în anul 2000, sunteți atunci, în minutul de final deja, domnule. Atunci era foarte clar că Renato Usatăi... Fie îl folosiți pentru a răspunde și a interacționa, fie îl folosiți pentru a vă adresa alegătorilor, este datoria mea să vă anunț. Sunteți în acel minut de final. Ok, atunci eu să-l păstrez pentru minutul de final. Puteți totuși să vă expuneți cum doriți. Deci, doamna Guțu, de întrebări și eu tac. Asta este. Pot să vin cu o replică. Din momentul în care aceste alegeri prezidențiale sunt și ele o emanație a captivității curții constituționale, de ce participați? Întrebarea mea, logic. Haideți să răspund, trebuie să răspund pentru dumneavoastră, stimați concetățeni, fiindcă partidul nostru are electorat, pentru că abuziv, ilegal, Plahotniuc cu Filat ne-au scos în 2014, l-au scos pe Usatăi în martie și noi pur și simplu nu avem dreptul moral să nu reprezentăm pe cele sute de mii de cetățeni care doresc să reprezentăm. Iată și explicația de ce participăm în acest scrutin. Concluzia este și asta un test electoral. Așa, doamna Guțu, 4.44, domnul Ghilețchi, domnia sa, 5.10, aveți totuși destul timp. Dacă aveți să interacționați între domnii voastre, vă rog să o faceți. Dacă câteva nu... scurte remarci legate de cele expuse de domnul Cașu. Regret că nu veți putea da replică, dar eu mă străduiesc să fiu foarte corect, domnul Cașu. Eu sunt convins că nu modificarea sau adoptarea unei noi Constituții poate duce la soluționarea conflictului transnistrian. Noi am avut și o lege votată unanim de Parlament și nu ne-am mișcat nicăieri. Singura cale sunt totuși negocierile, e calea diplomatică, calea pașnică, trebuie să discutăm, un nou președinte ar trebui să fie mult mai activ în acest proces de negocieri cu Federația Rusă în formatul 5+2, ar trebui să depunem toate eforturile să preluăm controlul frontierei, despre ce integritate teritorială vorbim dacă nu controlăm frontiera de stat, pentru că de altfel ce faceți dumneavoastră aruncați în spațiu public ideea unei noi Constituții și așa cum bine a remarcat doamna Guțu, nimeni nu știe ce va conține această Constituție. Va fi un model federal, un model confederativ, e nevoie de o transparență, de o comunicare foarte clară. Dacă aveți anumite soluții, spuneți-le ca oamenii să știe. Deci eu rămân convins că nu există, Constituția actuală nu oferă suficiente pârghii sau avem un cadru constituțional suficient pentru a insista și a continua procesul acesta de negocieri pe cale pașnică, dar totuși obținând anumite progrese de care avem nevoie. Da. Replică nu mai dați, cred. Dacă vreți, puteți, aveți acele secunde. Secunde mai am, ProTV. Da. Mai aveți. Domnul Cașu este sceptic cu privire la corectitudinea cronometrului. Bine că ați spus acest secret oamenilor. 29 de secunde. Așa. Trec eu atunci la întrebări. Doamna Guțu, în august 2011 ați declarat că sunteți împotriva egalității de gen.
Niciodată femeia nu va fi egală bărbatului, așa ați afirmat. Este o frază ruptă din context. Așa. A fost întrebată cum privesc eu cotele. Să fie foarte clar. Este vorba de cotele pe listele electorale, cotele femeilor în organisme manageriale și așa mai departe. Și am spus că cotele obligatorii nu întotdeauna aduc beneficiu și fiind implicată în experiența și academică, dar și politică internațională, am avut mai multe informații din diferite state, de la diferiți politicieni, dar și din mediul academic, care spun că din cauza cotelor, uneori, în funcții de manager, ajung nu neapărat cei mai competenți. Și nu neapărat meritocrația este pusă în capul locului. Și eu am spus că nu contează cine ești, femeie sau bărbat, în momentul în care îți asumi niște responsabilități în acel domeniu pe care îl profesezi, este bine să fie promovat după meritocrație. Ori în Republica Moldova, și nu doar aici, se promovează ideea de cote, da, eu sunt de acord, dar aceste cote trebuie să fie oneste, adică să fie... Nu prea le vedem, că până la urmă, oricum, femeile nu sunt atât de multe în sunt politică. Mai ocupate decât bărbații, așa cum sunt au bărbați. Alte responsabilități familiale pe care le-am și eu, dar depinde și de energie pe care o femeie o pune într-o idee pentru care militează atât. Nu, eu o simt pe doamna Gus, pentru că probabil vă amintiți atunci când acest proiect de lege a fost discutat în Parlament, eu am fost împotriva lui, am fost împotriva exact din aceleași considerente. Eu nu sunt împotriva participării femeilor în politică, dar cotele, de fapt, ele nu stimulează. Noi trebuie să lăsăm ca aceste procese să se dezvolte pe cale naturală. Atunci când Angela Merkel a ajuns prim-ministru sau dacă vorbim de fosta doamnă de fer a Marii Britaniei, Margaret Thatcher, ele nu au ajuns prin cote. Sunt țări chiar și în Suedia, spre exemplu, unde există o paritate de gen, egalitate de gen, dar ei nu au cote. Pentru ei, a aplica cote, de fapt, este o încălcare a Constituției. Dacă suntem egali în fața legii, suntem egali în fața legii. Deci ar trebui să aplicăm cote în acest caz. Așa. Doamna Guțu, candidați la 5 ani după ce ați afirmat că nu credeți că Moldova este suficient de matură pentru a promova femeia pe post de șef de stat. Da, este adevărat. Este adevărat. Ați rămas la aceeași idee. Da, nu este suficient de matură la nivel de mentalități sociale, dar ele trebuie educate. Un politician vine ca să educe cetățenii. Din păcate, în Republica Moldova nu există această tradiție. La noi, de obicei, liderii politici și politicienii care sunt în prim plan răspund și vin cu propuneri electorale vis-a-vis de cetățeni, și anume ceea ce doresc cetățenii să audă. Dar mai puțin ceea ce trebuie cetățenii să audă. Eu sunt profesor și predau adevărul științific, nu pot să mint. Și inclusiv în aceste alegeri prezidențiale. Spun așa cum este. Și programul meu, de fapt, este cel mai punctual, probabil, întocmit în conformitate cu atribuțiile constituționale pe care le are președintele. Ați fost politician activ. Ați fost în fața tuturor, deputat. Cum ați contribuit la schimbarea mentalității? Cu ce? Prin ce? În primul rând, nu mi-am abandonat meseria de profesorat. Mi-am păstrat studenții, doctoranzii, între timp mai mulți doctoranzi au susținut teze de doctorat, am fost mentor, mi-am păstrat funcțiile manageriale în organisme universitare internaționale și lucrând cu tineretul, în mod normal, educ și modelez aceste mentalități sociale. Asta este contribuția mea pe partea academică. Pe partea politică, normal că m-am întâlnit cu cetățeni, am avut și inițiative legislative pentru modelarea identității noastre și am pomenit ideea, nu vreau să mai repet, și așa mai departe. Am sesizat Curtea Constituțională și există și acea decizie în conformitate cu bunele tradiții constituționale ale Franței și așa mai departe. Deci am acționat ca un bun profesor care a fost implicat pe o anumită perioadă de timp în deciziile politice. Așa. Acum, să știți că noi avem întrebări și din partea domnului Vasile Botnaru. Nu știu cum să facem cu întrebarea pentru domnul Ciubașenco, dar eu, dumneavoastră decideți, o adresează sau nu o adresează. Având foarte puțin timp, atunci decideți dacă da sau nu. Haideți să vedem întrebarea pentru domnul Ghilețchi. Domnule Ghilețchi, vreau să vă întreb franc, ce concluzie ați tras după ce a ieșuat tentativa dumneavoastră de a fi reprezentant al Republicii Moldova la misiunea diplomatică în Statele Unite ale Americii. Veți fi mai indulgent sau, dimpotrivă, mai exigent cu anumite categorii de cetățeni ai Republicii Moldova? Concluzia pe care am tras-o este că valorile pe care le promovez merită să fie promovate în continuare. Eu nu voi renunța la ele din cauza faptului că nu m-a obținut acest agremant ca să devin ambasador la Washington.
O altă concluzie pe care am tras-o este că există, din păcate, astăzi, inclusiv aici în Republica Moldova, o abordare tendențioasă. Deseori, anumite categorii de persoane sunt apărate în detrimentul altor libertăți fundamentale. Libertatea de exprimare, libertatea religioasă, sunt libertăți fundamentale. Și atunci când cineva îți impune sau îți limitează aceste drepturi neîntemeiat, eu regret acest lucru. Regret mai cu seamă că acest semnal a venit din partea Statelor Unite ale Americii, o țară dezvoltată, avansată în democrație, simt acest lucru și la Strasburg, dar în același timp rămân optimist, văd politicieni conservatori, politicieni care în continuare apără, promovează drepturile familiei și eu nu voi renunța la promovarea acestor drepturi. Să vedem întrebarea pentru doamna Ana Guțu, pentru că nu adresăm întrebarea pentru domnul Ciubașencu, domnul Cașu mai are foarte puțin timp. Doamna Guțu, vreau să vă întreb dacă există deosebire între unionismul din Republica Moldova, de formație recentă, și unionismul din România. Mă întreb pentru că știți mai bine ca mine, unioniștii din Republica Moldova, mai cu seamă acești tineri, induc accente mai pragmatice. Vorbesc despre burse, despre accesul la fonduri europene, direct, etc. Pe când la București continuă un unionism romantic, să zicem așa. Credeți că se pot sincroniza aceste două tipuri de unionism, dacă ele se deosebesc, desigur? Mulțumesc! Mingea este în terenul unioniștilor din Republica Moldova. Niciodată România nu va fi cea care va decide pentru noi să ne unim. Dar să știți că nu există niciun politician în România și, conform ultimilor sondaje, 80% din cetățenii de dincolo de Prut își doresc reunificarea Republicii Moldova cu România. Deci nu aș spune că există o diferență, că unionismul din România este mai romantic. Nu este adevărat. Eu cred că deja s-au terminat timpurile recitării poeziilor, cântării cântecilor de dor, de dragoste și deja ale de Basarabie. Acum a venit timpul să punem pe tapet și pe masă tuturor celor care își doresc unirea Republicii Moldova cu România un plan foarte punctual, cum realizăm acești pași. Fiindcă unirea este un proces, revin, există perioada până la evenimentul juridico-politic, însă și evenimentul juridico-politic și post-juridico-politic. Dar acest proces, dacă ar fi să-l rezumăm, să-l sintetizăm într-un singur cuvânt, se numește armonizare. Armonizarea calității vieții din Republica Moldova și a tuturor sistemelor socioeconomice cu cele din România, fiindcă noi am rămas în urma României. Produsul intern brut al Republicii Moldova este mai mic decât produsul intern brut per capita de locuitor a oricărui județ din România, fie că este vorba de Iași, Prahova sau Timiș. Și aceste județe au cetățeni număr de 700.000. Noi suntem 3 milioane. Trebuie să fii miop ca să nu înțelegi că această unificare, de fapt, va duce beneficii, în primul rând, materiale. Și astăzi, atunci când le vorbim cetățenilor, ei trebuie să simtă aceste beneficii. Ori investițiile în infrastructurale, instituționale din Republica Moldova deja beneficiază de bani din România, nu din Uniunea Europeană. Din Uniunea Europeană bani nu mai vin și nu vor veni foarte degrabă. Fiindcă toți vorbesc pe reforme, setarea instituțională și mai departe, dar nimeni nu spune că cea mai bună reformă, mega reformă, care va aduce pe linia de plutire viața cetățenilor din Republica Moldova este unirea cu România. Și asta nu pentru a însuma teritorii, nu. Este pentru a salva cetățenii Republicii Moldova de la pieirea materială, umană și așa mai departe. La fiecare oră, 4 cetățeni ai Republicii Moldova părăsesc acest stat. Eu zic că aceste două tipuri de unionism sunt sincronizate, nu văd personal o diferență. Da. Mulțumesc. Aveți exact un minut, cel de final. Domnule Ghirețchi, dumneavoastră mai aveți timp. Eu am să vă întreb acum ce considerați că este cel mai important, care este cel mai important lucru pe care l-ați realizat în cariera dumneavoastră politică. Ați fost deputat, ați candidat de mai multe ori. Ce credeți că a rămas în mintea noastră a tuturor sau care este cea mai importantă realizare a dumneavoastră? Eu cred că cea mai importantă realizare a mea este însăși felul prin care m-am străduit să mă manifest pe scena politică din Republica Moldova. Eu cred că este nevoie de un nou fel de a fi. Am încercat să aduc această dimensiune și când vorbesc despre această nouă dimensiune, mă refer la această dimensiune morală.
mă țin de un principiu, este mult mai eficient să aprinzi o lumină decât să critici întunericul. M-am străduit prin exemplu propriu, prin ceea ce fac, să construiesc relații corecte, fie cu oponenții politici, cu cei care sunt parteneri. M-am străduit în afara Republicii Moldova să promovez o imagine bună a țării noastre, înțelegând că o carte de vizită bună pentru Republica Moldova va atrage investiții și oamenii ar trebui să ne cunoască pentru lucruri bune. M-am străduit prin exemplu propriu al familiei mele să arăt că avem nevoie în Republica Moldova de familii sănătoase, pentru că familia este temelia unei societăți sănătoase. Deci cred că acesta ar fi probabil, aceasta ar fi cea mai mare realizare. Pe lângă, evident, inițiative legislative, proiecte pe care am reușit să le realizez. Dar mie mi se pare că cel mai important lucru pe care m-am străduit să-l fac este, repet, să aduc această dimisiune. Când în 1998 am candidat la alegerile parlamentare, un ziar de aici, din Republica Moldova, a lansat un articol prin care a scris că un anticrist vrea să fie parlamentar. Sigur, am fost acuzat grav, dar m-am străduit pe parcursul anilor să arăt că, de fapt, eu promovez valori creștine care ne unesc pe toți. Sunt valori creștine pentru cei care reprezintă, locuim în această țară, după aceea mi s-au adus scuzele de rigoare pentru aceste învinuiri care mi-au fost aduse, pentru că am încercat să demonstrez contrariul. Pe parcursul vieții mele am încercat încă o dată să arăt că în Republica Moldova e nevoie de această dimensiune extrem de importantă, inclusiv în politică. Chiar dacă mulți consideră că politica e o chestiune murdară, politica este făcută de oameni. Dacă noi vom încerca să ducem această dimensiune a moralității, a purității, și în politică lucrurile se vor schimba. Așa, v-au rămas 12 secunde, le adăugăm la minutul de final, dacă doriți. Cred că da. Da. Acum am ajuns la finalul emisiunii, pentru că ați vorbit ultimul, începem de la doamna Guțu, vă rog să... Un minut am. Minutul de final, adresați-vă alegătorilor. Okay. Stimați cetățeni ai Republicii Moldova, după 25 de ani de independență, Republica Moldova a ajuns în punctul critic și trebuie să ne spunem și să recunoaștem cu toții că, de fapt, unica salvare a cetățenilor noștri, unica posibilitate de a accede la un spațiu valoric, inclusiv calitatea vieții, este reunificarea acestui stat în derivă, Republica Moldova cu România. La 30 octombrie nu vă fie frică, în cabina de vot nu vă spionează nimeni, nimeni nu vă indică cu cine dumneavoastră trebuie să votați. La 30 octombrie vă îndemn să votați în favoarea Unirii Republicii Moldova cu România, să votați Ana Guțu, președintele Unirii, și în acea zi, de fapt, vom da start procesului de unificare a Republicii Moldova cu România. În acea zi va fi instituționalizat unionismul în Republica Moldova și alegerile din 30 octombrie vor deveni o placă turnantă, o placă turnantă, în rezultatul căreia vom înțelege cu toții că doar împreună putem face unirea și împreună vom izbuti, așa să ne ajute Dumnezeu. Mulțumesc, domnule Cașu. 29 de secunde, oameni buni, alegerile de 30 octombrie este o răscoală a cetățenilor Republicii Moldova pașnică și democratică, un vot masiv în acea zi pentru Dumitru Ciobașenko și decretul numărul 1 de dizolvare a Parlamentului. Numai astfel noi putem scoate statul din captivitate și îl reîntoarce cetățenilor, ca statul să servească cetățenii. Votați Dumitru Ciobașenko! Mulțumesc, domnule Ghirețchi! Stimați cetățeni, pe 30 octombrie 2016 vom avea posibilitatea să alegem în mod direct președintele țării. Vă îndemn în această zi să nu stăm acasă, ieșiți la alegeri, alegeți candidatul pe care îl considerați cel mai demn. Personal vă îndemn să mă alegeți în calitate de candidat independent, Valeriu Ghilețchi. Am venit în fața noastră cu o viziune pe care am exprimat-o în trei teze. Pace, unitate, bunăstare. Simbolul electoral este un porumbel care are trei spice în cioc. Aceste trei spice reprezentând aceste trei valori importante, pacea în familie, unitatea poporului, bunăstarea țării. Dacă vrem o țară puternică, trebuie să urmărim pacea și unitatea. Nu există o altă cale spre bunăstare. Sunt ultimul în buletinul de vot, va fi ușor să mă găsiți, dar există un principiu bine cunoscut. Cei de pe urmă vor fi cei din tâi. Eu vă îndemn cu credință să votați pe 30 octombrie candidatul independent Valeriu Ghilețchi. Sunt convins că Dumnezeu va binecuvânta Republica Moldova dacă noi vom căuta pacea, unitatea și bunăstarea noastră și a copiilor noștri, așa să ne ajute Dumnezeu. Mulțumesc foarte mult!
Noi ne vedem de nou și săptămâna viitoare la dezbateri. Sper să veniți, vă aștept. Doamnelor și domnilor, mulțumim pentru atenție, mulțumim și colegilor de la Radio Europa Liberă pentru documentare. Ne vedem mâine la ora 18 cu alți candidați. O seară frumoasă!